Eu votat pentru a se înceapă în istoria municipiului Chișinău, poate o fază nouă de dezvoltare, se ocupe în primul rând cu conducerea oameni care nu dezbină populația, oameni care se ocup cu gospodărie, cu dezvoltarea. Iată ce este important. Oameni care să unească toți chișinăunenii în scopul comun foarte important, salvarea și dezvoltarea Chișinăului. Cu cine ați venit dumneavoastră? Eu am venit cu soție. Cum tot timpul fac, venim împreună să votăm. Ce fel de oraș vă doriți? Eu mă doresc un oraș să fie în primul rând curat, să fie în primul rând frumos, este foarte important. Că, cum a spus Dostoevski, frumusețea salvează lumea. Asta fraza are un sens foarte adânc și eu foarte bine înțeles lucrul acesta. Noi trebuie în primul rând să facem să fie frumos, să locuiască aici mulți oameni fericiți. Noi să ne ocupăm cu problemele sociale foarte rapide, să ne ocupăm cu dânșele, să formăm structuri care să vie la toți oameni care necesită ajutor. Eu văd orașul nostru ca un oraș și municipiu unde locuiesc mulți optimiști. Că optimismul stă pe baza dezvoltării. Mulțumim.